probabil cei care citiți Sfintele Evanghelii ați remarcat că la un moment dat un grup de bărbați se duc să vorbească personal cu Domnul Iisus Hristos. A fost fascinant pentru mine să văd că oamenii aceia, oameni care cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu, căutau adevărul, s-au dus să discute cu marele învățător, să afle de la cel care este adevărul absolut. Și am fost chiar fascinat să văd că subiectul era familia. E adevărat, când au început să dezvolte subiectul, nu mi-a prea plăcut ce au adus ei înaintea Domnului vis-a-vis despre familie, că, așa cum știți, întrebarea era vis-a-vis de divorț, nu neapărat de unitate și continuitate. Dar ce am vrut să spun prin asta, venind din nou în casele voastre și mulțumindu-vă că ne-ați primit, că familia de la început și până în ziua de astăzi a fost în atenția oamenilor. Unii s-au bucurat mult de viața de familie, alții au avut frământările lor, alții au avut și bucurii și frământări, dar prin bunătatea lui Dumnezeu familia a dăinuit și noi credem că va dăinui și chiar pentru mine a fost o încurajare să citesc în Scriptură că în zilele din urmă va fi ca pe vremea lui Noe și pe vremea lui Lot, și când spune că se însurau și se măritau, atunci înseamnă că încă mai există familie în ciuda tuturor problemelor. În seara aceasta am bucuria să aduc în fața voastră pe invitații mei, familia Tamaș, Felix și Oana. Bine ați venit, vă mulțumesc că v-ați făcut timp. Mulțumim pentru invitație. Mulțumim de invitație. Sigur va fi o seară faină, dacă nu pentru ei, măcar pentru noi. Important e noi să ne simțim bine și dacă ei nu vor, închid, că acum toată lumea are cu delete, cu butoane, cu pe pauză și toate celelalte. Mie mi-a plăcut mult viața reală. Mi-au plăcut și filmele, dar nu m-am hrănit din filmele din astea SF. Mi-a plăcut mai mult viața reală și îmi place să văd și familia în realitatea ei de fiecare zi. Normal că în predicile noastre dă bine, dar nu totdeauna viața este viața de familie ca în predici altele. Și slujirea mi-a plăcut, o slujire reală, și slujitorii mi-a plăcut să-i văd ca oameni care au o chemare din partea lui Dumnezeu cu plusurile și cu minusurile lor. Deci se pare că și voi sunteți oameni, sunteți o familie, dar sunteți oameni. Nu întotdeauna a fost așa. De ce la voi cred că se aplică versetul că la început a fost așa, nu? Ați avut și voi o vreme în care v-ați născut. Voi ați venit normal sau v-a adus baza? Când am fost mic, am crezut că m-a adus baza. Se vorbea mult despre venitul cu baza. Da, nu, m-am născut într-o familie aici în București, o familie foarte faină, o familie de oameni credincioși. Și țin minte că... Singurul copil? Mai mulți copii? Suntem trei băieți la mama acasă. Soacra cu trei nurori? Soacra cu trei nurori. E binecuvântată să aibă trei nurori, la fel cum și noi suntem binecuvântați să avem niște soții minunate. Da, o familie faină, frații, sunt cel mai mare dintre cei trei băieți de acasă. Și cel mai cuminte? Așa mi s-a spus. Tu ai crezut chestia asta? Întotdeauna. E bun, ești smerit. Oana, ce soț smerit, ai super așa. Da, e fain. Ce ți-aduce aminte așa fain din familie? Ai zis la mod de general, zi-mi ceva fain despre părinții tăi care te-a marcat așa în viață. Dacă este să o luăm, ce mi-a plăcut cel mai mult în familia noastră au fost faptul că am fost o familie care am petrecut timp împreună. Părinții mei... Ce, erau pensionari? Nu erau pensionari, dar au făcut sacrificiu să lucreze în ture și să se potrivească astfel încât că mama era schimbul 1, tata să fie schimbul 2 și era doar o oră la mijloc în care... Deci tu n-ai prins prea mult cu cheia la gât? Am fost și cu cheia la gât, dar nu foarte mult timp. Și asta a fost o mare binecuvântare pentru noi, să știm că avem unul din părinți tot timpul cu noi. Bun, dar era și chestia aia. Dacă erau tot timpul cu voi, nu puteai face multe șmecherii, că te prindeau unul altul. Nu știu cum au fost pentru alții, dar în perioada în care eu am crescut, am fost destul de cuminte. Țin minte că lucruri mari nu făceam. La un moment dat am făcut o gafă foarte mare, spun niște cuvinte nepotrivite unei vecine mai mari decât mine, cu vreo câțiva ani, și a avut grijă ea să mă disciplineze înainte să mă disciplineze părinții. Deci vecină. Vecină, da. Ce vremuri, o dădeam în judecată. Bine, pe vremea aia nu se știa cu datul în judecată și cunoște ce. Deci o familie, am trăit așa frumos, concediile în fiecare an împreună, și țin minte că asta a fost lucru care ne-a ținut aproape unii și de alții. Și băieții vă mai hârjoaneați? Acum ca între băieți. Mai un ruibi, mai ceva, da. Lupte greco-romane sau era lupta pentru cine este cel mai tare, și atunci eu inițial fiind primul am crezut că eu voi dovedi întotdeauna, dar frații mei sunt amândoi mai înalți decât mine acum. Da, nu ne ies întotdeauna. Bun, dar a fost frumos. Oana, cum a fost la tine?
Eu m-am născut într-un mediu unde frecventam Biserica Ortodoxă ocazional și asta în general la marile sărbători Tot și cu, bucureșteancă. da, dar cu bunica mergeam de obicei. Eu am un frate mai mic. La noi, Ai spre avut grijă nouă, să-i aduci aminte că e mai mic? până când a avut el grijă să spună că el este mai mare, pentru că este mai mare ca mine cu două capete acum. Și atunci, da, la noi a fost, copilăria a fost așa, mai cu multe certuri și bătăi ca între frați. Sora mai mare, până la 14 ani, când atunci eram sora mai mare doar cu vârsta, nu și fizic, și da, Dar până ai fost când. și în faza în care să vrei să te duci cu un băiat un pic și să se ține el după tine? Nu. Nu, nu, nu. Nu, deci fiecare a fost cu grupul lui de prieteni, diferență de 3 ani și jumătate între noi, eu eram cu prietenele mele, el cu, spuneam eu, puștii lui, deci nu. Da. Asta a fost până la vârsta de 19 ani, când am avut ocazia să merg și la o biserică evanghelică, pentru prima dată în viața mea. Și da, atunci lucrurile s-au schimbat pentru mine complet, perspectiva asupra vieții și asupra viitorului. Ce a fost diferit? Ce te-a impresionat prima dată? Părea o altă lume față de cea în care eu trăisem până atunci. Te-ai considerat Și o fată religioasă, o fată nu. morală, nu? Nu. Adolescența mea a fost una destul de tumultoasă și multe lucruri am vrut să experimentez. Am vrut să ies de sub autoritatea părinților, am reușit și atunci, în momentul în care eu am început să merg la această biserică, lucrurile s-au schimbat 180 de grade. Atât pentru mine, cât și pentru părinți care au rămas șocați. Tu erai șocată de o altă lume, erau șocați de tine, da. Exact. Deci tatăl meu a spus după, cred că o lună de zile, că, și o să citez acum, fica mea s-a transformat dintr-un demon într-un înger. Exact, astea au fost cuvintele lui. Da, și acum Altfel că ne erai o fată cu reamintește. minte, dar nu, perspectiva lor Nu, asupra. nici la școală nu eram, dar Bun, dar da. întrebarea mea, dacă ai avut totuși o bunică religioasă, nu așa, de ce te-ai răzvrătit așa de tare? Bunica a murit la vârsta de, cred că 14 ani aveam, după care am început și să intru într-un anturaj la școală, unde, sigur, erau tot felul de petreceri după școală și tatăl meu, din teamă să nu să ajung pe drumuri greșite, era destul de strict cu venitul acasă la anumite ore. Eu nu puteam să le respect pentru că atunci începea petrecerea, evident, cum să vin eu la 8 acasă, atunci începe petrecerea Da, și și, mă greu, rog, nu-ți dai și seama cu ceasul, cu fine, da. exact. Și atunci, pentru că a fost destul de strict, așa am avut eu impresia atunci, atunci am început să mă răzvrătesc și să spun că nu, e viața mea și o trăiesc cum vreau. La 16 ani, cred că au început discuțiile și neînțelegerile. Da, și a durat până la vârsta de 19 ani. Dar cum ai ajuns la biserică? În zona unde locuim și acum, în Dobroiești, era o familie de misionari americani. Și am intrat în vorbă cu ei și Că m-am era interesant invitat. să schimbi trei cuvinte în limba Sigur engleză, că nu știu da, ce, da. și foarte drăguță vecina, tot timpul ne dădea prăjituri. Și la un moment dat m-a invitat la ea acasă și a început să-mi prezinte Evanghelia. Și mi s-a părut ceva foarte, foarte diferit și e adevărat că de câteva luni de zile eu eram într-o căutare și nu știam ce anume caut. Simțeam că tot ceea ce experimentasem până atunci nu mi-a adus împlinire. Și aveam nevoie de ceva, nu știam de ce. Și în momentul în care ea mi-a prezentat Evanghelia foarte clar, exact așa cum aveam eu nevoie, am zis, ok, o să vin și cu voi la biserică, să văd ce se întâmplă, ce, de ce nu. Le-am experimentat pe toate, de ce să nu încerc și asta? Și în săptămâna următoare am fost la biserică, în afara Bucureștiului, Români, în americani, ce erau acolo în biserică? americani. Ei erau americani, Și dar cei din biserică? Sau... cei din biserică nu, e biserica din Fundulea. Da, români, Da, da. români, sigur. Și pe mine m-a fascinat în momentul în care am intrat acolo, modul în care m-au primit. Și persoane pe care nu le știam și ei nu mă știau pe mine, cu câtă dragoste m-au primit și au fost foarte atenți cu mine tot timpul și să vorbească, să mă întrebe, ceea ce nu experimentasem până atunci. Și am plecat acasă
literalmente șocată că se poate și altfel față de relațiile și de oamenii cu pe care eu întâlnisem până atunci. Și într-adevăr, în drum spre casă, ea mi-a explicat cum este cu mântuirea din nou și cunoașterea din nou. Și într-adevăr am ajuns acasă și am zis ok, asta este viața de care, pe care eu am căutat-o în ultima perioadă și ceea ce eu am nevoie. Da, și am ajuns acasă, m-am rugat, cuvintele pe care le știam, foarte simplu, nu am simțit nimic, niciun fel de, nu știu, sentiment aparte sau nimic. Cert e că după o săptămână au început să se vadă schimbările și asta iarăși m-a impresionat, faptul că... Erai mirată tu de tine? Era mirată de mine pentru că, evident, discuțiile și certurile cu fratele meu nu încetaseră. Dar după o săptămână, limbajul pe care de obicei îl foloseam cu el nu a mai putut să fie exprimat. Deci, pur și simplu, nu mai puteam să scot pe gură cuvintele. Și mi-am dat seama că atunci se întâmplă ceva. Am vorbit, evident, cu vecina mea și mi-a spus ok, înseamnă că asta este schimbarea pe care Duhul Sfânt o produce în tine. Și ușor, ușor lucrurile s-au schimbat și... viața mea s-a schimbat și astfel și tatăl meu a rămas și impresionat. Și care a fost reacția fratelui? El a venit cu mine o perioadă la biserică, era și el atunci în perioada adolescenței, preadolescenței lui, dar era interesant când intram în bucătărie și erau tata, mama și fratele meu, se certau, vorbeau urât și când intram eu schimbau total și tonul vocii și atitudinea și cuvintele pe care le foloseam. Cum ieșeau iar? Bănuiesc că din respect foarte... pentru tine. Pentru da, că tu dar asta zic, adică au cumva pentru ei era o schimbare și au apreciat-o. Da, cred că s-au bucurat. Adică... De s-au bucurat, da. Nu că au scăpat de toate problemele, dar au scăpat de unele. Ba, de fapt, cred că asta a fost. Da, păi acum să recunoaștem, da? Da. Bănuiesc că la tine a fost un pic diferit, tu, copilul ăla cu minte, toate la locul lor, da? Ce rost are, chiar pe bune, tu vezi logica să se pocăiască cineva așa cu minte, moral? Și... Asta a fost dilema mea cea mai mare în momentul în care am auzit că trebuie să există o schimbare și o împăcare cu Dumnezeu personală. De ce? Crescând în biserică de mic, a fost binecuvântat în biserică, am mers la școala duminicală, la corul de copii. Ai învățat Psalmul 23, praștea lui David. Am învățat multe alte versete pentru că fiind o fire competitivă îmi plăcea să mă iau la trântă, între ghilimele, cu fetele de la grupă, pentru că de obicei fetele învață cele mai multe versete. Cu fetele, da. Cu fetele, cu versetele, am înțeles. Așa, și na, fie Evanghelia după Ioan, fie... Doar că într-o vară, în vacanța între clasa 7 și clasa 8, am ajuns într-o tabără, fiind trimis de părinți prima oară singur la bunica, în Ardeal. Cei din Zalău au organizat o tabără la Sighetul Marmației. Și... Aoleu, da, zi. Acum nu știu ce experiență ați avut dumneavoastră acolo. Nu, nu eu, alții, zi mai departe. Da. Dar pentru mine a fost, superb, a fost vara în care... Am înțeles adevărul. Am ajuns greu în tabără, da, multe experiențe. Era cam vestul sălbatic. Vestul sălbatic, mulți într-un cort foarte mare, dar într-una din zile... Scuze-mă, aveați și toaletă în tabără? Da, aveam toaletă, da, de asta de camping. De ce am zis, Saul, eu, hai să facem o paranteză, că nu ne aud ei, iau și ei o pauză. Îmi zice cineva de la oraș, îmi trimit fata în tabără, se duce la Sighetul Marmației și mă sună, mama, ăștia n-au toalete în tabără. La care mama începe cu logică. Tu, fată, cât sunteți în tabără? Mulți. Trebuie să existe toaletă. Mamă nu există. Mă, fată, întreabă. Știi ce bune sunt telefoanele, știi? Întreabă. Mama m-a întrebat și mi-a zis acolo. Bun. Și du-te. Mamă nu iese toaletă. La care știi, bun, că avem și video. Mă, fată, du-te acolo și video, știi? Ce vezi? Deschide ușa. Păi o cutie de lemn. Bun, cutie de lemn. Deschide ușa și ce vezi? Mamă, nu este nimic. Ce vezi? E numai o gaură aici. Fata, ai toalete. Apropo că sunteți părinți, la care fata? Mamă, mulțumesc frumos. Am ajuns până la vârsta asta să nu știu că există și toaletă turcească. Tu nu mai crezi cu bine. Deci tot noi părinții. Scuză-mă de ce am zis eu, aoleu, dar acum e super. Da. Da, asta a fost și experiența mea. Dar era fana, avut... de te duci de la oraș acolo. Dar a fost
ceva nou pentru mine, nu avusesem experiența unor astfel de tabere în trecut, rucsac în spate, mers câțiva kilometri prin munte să te ia un tractor care duce și aduce lemne de sus. A fost foarte, foarte fain, dar una din zile, că aici vreau să ajung, a fost un mesaj care a atins inima mea într-un mod aparte. Auzisem cu siguranță la școala duminicală de faptul că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre și știam. Na, Paștele, informația era da, la locul ei, doar că nu era coborâtă unde trebuie. Era la nivelul minții foarte adevărat și real. Și, doar că în ziua aceea întrebarea a sunat pentru mine foarte provocator. Ok, știi toate lucrurile astea. Te-ai născut în o familie de pocăiți. Sunt convins că spui că tu n-ai nevoie de mântuire pentru că tu ești bun. Dar dacă ar fi să se termine toate lucrurile astea astăzi și Domnul Iisus te-a întrebat, de ce să te lasă intri în cerul meu? Tu ce ai răspunde? Și eu, în dialogul meu, în mintea mea cu vorbitorul, a fost pentru că m-am născut într-o familie de pocăiți și pentru că sunt bun. Și atunci el a început să vorbească despre bunătatea omului și despre standardul pe care Dumnezeu îl așteaptă pentru ca noi să fim cu el în cer. Și atunci am constatat că, de fapt, eu eram bun prin mine însumi. Eram bun prin faptul că dovedisem că pot să fiu mai bun decât colegii mei, că nu fumam în clasa a șaptea, că nu juram, că, în fine, un copil moral. Și a fost ziua în care Duhul Sfânt m-a cercetat într-un mod aparte și mi-a arătat cât de păcătos sunt. Și am avut și un consilier foarte fain acolo, un lider bun de echipă și a stat lângă mine și m-a ajutat să înțeleg Scriptura. Și a fost momentul în care Dumnezeu m-a cuprins și pe mine în brațele Lui și a plâns. Și a fost experiența aceea unui copil născut în biserică care se pocăiește cu adevărat. Da, super. Asta am constatat eu. Eu așa, dacă vreau să mă umilească cineva, mulți mă pot umili, dar citesc Fapte 10. Văd cazul Corneliu, un păgân, și când văd ce viață avea omul ăla înaintea lui Dumnezeu cu familia lui, chiar mă umple rușine. Zic, uite ce poate realiza un păgân, adică chiar o persoană bună și vorbit de bine de toți. Și am înțeles că oamenii buni au nevoie de un singur lucru, de iertarea lui Dumnezeu și mântuirea lui Dumnezeu. Și poate că aici este greșeala noastră și ar trebui să învățăm. Noi nu trebuie să-i convingem pe oamenii buni că sunt răi. Știi că, cum să-i spun unui om care n-a furat niciodată în viața lui că e hoț? Adică chiar îl jignesc. Poate că ar trebui să spun, apreciez toate lucrurile bune pe care le-ai făcut. Asta înseamnă că nu trebuie să te pocăiești de acestea, trebuie să te pocăiești doar de singurul lucru. Că l-ai făcut, nu știu, bârfă, invidie, eu știu că ceva avem și noi, da? Că nu suntem tocmai astea, că suntem păcătoși. Și oamenii buni au avantajul că se pocăiesc numai de unele, nu de alte, dar au nevoie de Iisus Hristos. Deci tu ai găsit salvarea prin Iisus Hristos la câți ani? 13 ani jumătate. 13 ani, tu la 19. Și unde s-au întâlnit drumurile voastre? Păi tocmai este modul în care Dumnezeu lucrează, a lucrat foarte fain în relația noastră. Să nu-mi zici într-o altă tabără. Nu într-o altă tabără, ci exact în mijlocul familiei în care Oana l-a primit pe Domnul. Care a condus-o pe Oana spre a-L cunoaște pe Domnul. La vârsta de 14 ani m-am botezat. După care părinții au spus, ok, și acum ce? O să stai toată ziua acasă? Trebuie să faci ceva pentru Domnul. Na, tata fiind implicat cu Alege Viața, cu filmul Iisus din 90 și având experiență în slujire, a zis, trebuie să faci ceva la biserică. Și având la biserică un club pentru adolescenți, m-am dus acolo să mă implic. N-au fost lucrurile foarte roz în implicare și atunci am așteptat o perioadă. Iar familia de americani despre care Oana a menționat mai devreme s-au întors în România după ce fusese de câțiva ani înainte misionare aici, în 98. Și atunci am zis, ok, ăsta este momentul oportun să încep cu ei, să mă implic, să învăț ce înseamnă slujirea. Așa că aveam cam 16 ani. Știai un pic de engleză? Știam un pic de engleză, ei știau română cât de cât, pentru că lucrau cu românii și atunci pentru mine era bine că existam engleza, pentru ei existau româna. Și am început să mergem în Fundulea și să lucrăm cu copii. Aveam un club pentru copii fiecare duminică. Țin minte și acum, plecam dimineață îmbrăcat așa ca de biserică, cum se îmbracă un băiat pocăit la biserică, cu pantofi, cu pantalon la dungă și cămașă. Și mergeam la Fundulea după ce se termina programul la biserică, ajungeam pe la 1 și trebuia să ne jucăm cu copiii. Și ne jucam pe o pajiște în care în timpul săptămânii pășteau vacile. Da, păi, da, cămașa călcată deja. Da, eram pregătit perfect. Doar copiii ne așteptau ca pe pâine caldă. Dar a fost așa, acea bucurie de a vedea că pot să fii util. Și a fost momentul în care, împreună cu echipa care s-a format,
am învățat să lucrez cu copii, să am prima lecție biblică în fața lor. Aveam 10 copii în fața mea de 6, 7, 8 ani și nu mai puteam, tremuram tot, emoții. Dar au fost anii cei mai frumoși în care am putut să învăț ce înseamnă slujirea. Și acolo am cunoscut-o pe Oana, în perioada aceea. Eu deja eram cu familia aceasta de câțiva ani. Ea s-a alăturat echipei. Și în felul ăsta, în slujire, ușor, ușor ne-am cunoscut, mergând... V-ați gândit și să vă slujiți un pe altul pentru următorii 95 de ani? Da, așa am zis, că ar fi o idee bună. Ce ți-a plăcut la el prima dată? Primul lucru care mi-a ieșit în evidență au fost ochii. Da, deci asta a fost. Am zis, wow, ce ochi are băiatul ăsta. Cum ar fi să aibă ochii pentru mine? A făcut Domnul să fie așa. La câțiva ani mai târziu. Da. Da, așa, pe deschis, că nu de... Tu l-ai agățat pe el sau eu pe tine? El a fost cel care... Acum Oana este o fată care nu ia inițiativa, pentru că... Na. Așa am și fost crescută. Așa te pune pe tine, da, să iei inițiativa și... Și eu am fost crescut că băiatul trebuie să ia inițiativa într-o relație și atunci nu a fost niciun fel de luptă între noi doi. Am știut foarte clar. Și ție ce ți-a plăcut așa la prima vedere? Era foarte delicată modul în care, nu știu, se comporta, modul în care vorbea, modul în care se apropia de oameni. Era ceva aparte. Deci există momentul fete care... feminine. Momentul în care Domnul Iisus a schimbat viața ei, pentru că o știu de când prima dată ne-am întâlnit, exact la o săptămână, două, după ce a avut contactul cu familia respectivă, și a fost ceva aparte în modul în care se comporta, vorbea și modul în care îl iubea pe Domnul Iisus. De fapt, ăsta a fost un lucru care pe mine m-a atras mult. Îl iubea pe Domnul Iisus cu o dragoste sinceră. Era dragostea aceea. Ce spune cuvântul? Asta spune cuvântul. Așa trebuie să trăiesc. Îmi fac timp să stau de vorbă cu Domnul în fiecare zi. Nu pleca de acasă la școală până nu și avea timpul cu Domnul. Și asta a dus la schimbarea ei. Și cât a durat chestia asta? Vreo 2 ani de când v-ați cunoscut până v-ați căsătorit? La 19 ai mei ne-am cunoscut și la 22 și jumătate ne-am căsătorit. Deci 3 ani și jumătate. Deci printre altele și școala și vârsta v-a obligat și să așteptați. Școala, oricum noi am devenit prieteni, cred că la 21 de ani ai mei, adică după 2 ani. Până atunci am slujit, sigur, cu toată echipa, nu am avut nimic de a face unul cu altul. Nu. Da, la început nu a fost, dar pe parcurs lucrurile s-au așezat bine. Da. Bun, acum dacă te gândești, dacă ai avea în fața ta 125 de fete, ce le-ai spune? Vis-a-vis de tinerețe, căsătorie, relații? Pentru mine a contat foarte mult să țin cont de ce spun părinții, ce spune păstorul, evident cei care mă cunosc, și aveam, pentru că aveam în fiecare zi timp cu Domnul, întotdeauna ceream să înțeleg ce voie are pentru viața mea. Deci tu chiar erai interesată, adică tu credeai într-un Dumnezeu care vorbește și astăzi și care are o voie generală pentru om și una particulară, specifică pentru tine. Exact. Și atunci am zis, orice ar fi, și m-am rugat înainte să mă gândesc la Felix, am spus că orice ar fi, în momentul în care mă voi căsători, mă voi lega o viață întreagă de această persoană și nu aș vrea să duc o viață dificilă, o viață plină de greutăți, pentru că eu mi-am îngreunat-o neascultând de ceea ce Dumnezeu îmi spune și ceea ce Dumnezeu vorbește și pe cei din jurul meu. Și atunci am fost foarte atentă cu asta. A fost un pic dificil în ce privește prietenia noastră la început, pentru că eu tot încă nu știu sigur dacă Domnul nu mi-a vorbit, dacă Domnul... Și el îmi spunea, dar eu am înțeles. Da, dar eu nu am înțeles. Ea vorbește ca o fată, dar în fine, scuze-mă. Da. Și tu de ce nu te-ai dus pe faptul că el a înțeles, mă duc pe mâna lui? Pentru mine nu era suficient. Era relația mea cu Dumnezeu și el trebuia să-mi... Trebuia, evident, nu era obligat, dar eu știu că Dumnezeu vorbește fiecăruia în parte și nu îi spune lui Felix pentru mine.
Și de asta m-a șocat. Și dacă vine la tine o fată și spune: Oana, a venit un băiat și mi-a spus că s-a rugat, a postit, Dumnezeu i-a clarificat, are lumină, dar eu încă nu am, ce să fac? Păi același lucru ce l-am făcut și eu, și anume să aștepte ca Dumnezeu să-i vorbească ei, să-i vorbească personal. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu personal și vorbește fiecăruia în parte. Da, și dacă lui i-a vorbit, atunci clar o să-ți vorbească și ție. Dacă nu-ți vorbește... Da, nu te duci pe mâna lui, eu zic, dacă vine și spune, zic, wow, fericitule, așa mă bucur, înseamnă că ți-a luat povara. Și el zice, când? Păi când îmi vorbește și mie. Și acum că nu te mai rogi pentru tine, te rogi pentru mine, cu cât îmi vorbește mai repede, cu atât mai bine. Dacă peste 2 ani, asta este, frate, așteptăm 2 ani. Adică eu cred că iubirea față de celălalt, chiar aici se dovedește respectul meu pentru tine, nu să-ți forțez mâna, că gata, mi-este clar mie, ci iubirea, să am răbdare până Dumnezeu îți dă liniștea, pacea și înțelegerea și ție. Și asta, da, am avut ocazia până acum să încurajez anumite fete, prietene, și am spus, dacă într-adevăr nu are răbdare și, cum ați spus, forțează mâna, atunci poate că ar trebui să mai aștepți un pic. Lasă-l. Cine știe că ești de la Domnul pentru el, are răbdare. Sigur că da. Și atunci, da. Dacă nu are răbdare, să se grăbească cu cine e grăbit. Exact, da? Exact. Dar tu ai menționat o chestie asta, mi se pare interesant așa de la un tânăr. Ai zis că întrebi păstorul, știi? Hai, cu părinții, nici asta nu mai sună cum, adică te interesează opinia părinților, ci părinții au habar de viață, de familie. Ei sunt old fashion. Dar cum adică să întrebi păstorul? Ce să spună păstorul? Păi, pentru mine a fost foarte important faptul că noi avem o relație destul de apropiată cu păstorul nostru, și eu și Felix, și ne cunoștea pe amândoi. Știa și din mediul din care venim, știa și cum ne implicăm fiecare în lucrare, inima noastră. Și atunci părerea lui a fost foarte importantă pentru noi. Ar fi văzut, având o experiență mai mare de viață, ar fi văzut dacă lucrurile sunt ok din punct de vedere, în primul rând, spiritual, ca slujire. Și asta a fost, într-adevăr, un aspect foarte important. În momentul în care eu m-am întors la Domnul și, sigur, am început să slujesc, m-am rugat pentru un soț care să fie în lucrare, fie misionar, fie păstor. Și am spus, Doamne, nu vreau pe cineva care să fie axat pe job, pe carieră. Nu am nicio problemă, sunt pro-job, pro-carieră, dar eu asta am simțit. Curios că foarte multe fete nu-și doresc să fie un slujitor sau ceva. Nu știu dacă Dumnezeu... asta a fost chemarea și evident că ulterior s-a dovedit că asta a vrut Dumnezeu pentru noi ca familie, dar asta a fost rugăciunea mea. Nu știu dacă neapărat simțeam că așa trebuie, dar Dumnezeu asta mi-a pus pe inimă și asta era rugăciunea mea. Da, și în momentul în care Felix a spus că da, el vrea să fie păstor, vrea să lucreze, pentru mine asta a fost un... nu neapărat semn, nu ne-am luat după semne, dar ceva, ci în plus, o încurajare, sigur că da. Da. Cum stai tu la capitolul sfaturi? Ia sfătuiește niște băieți. Dacă ar fi să... mă uit în urmă. Ce m-a format pe mine în toată perioada asta a fost acei ani de adolescență în care am decis că e important să investesc în ceilalți. Vârsta de 16 ani este o vârstă la care încep să îți faci prieteni, să cauți să fii cu ei. Dar pentru mine au fost ani în care am spus e important să merg în continuare cu ceea ce am început. Și pentru... aproape 6 ani am lucrat împreună cu echipa aceasta. Și dacă ar fi să... Bun, dar ți-a luat un pic de timp, mi-a energie. Luat mult timp, multă energie. Bun, dacă hai să fabulăm. Investeai mai mult în școală, deveneai doxa, nu știu ce. N-ai avut sentimentul ăsta că îți ratezi viitorul profesional? Nu. De ce? Țin minte și acum, era o sâmbătă dimineață. Eram în apartamentul familiei de misionari. Noi de obicei vineri seara planificam ce urma să se întâmple a doua zi în lucrare și duminica și rămâneam la ei peste noapte. Și într-o sâmbătă dimineață, deschizând cuvântul lui Dumnezeu și citind la rând, Dumnezeu, nu știu, a fost așa o chemare specială pentru mine. A fost momentul în care am știut că Dumnezeu mă vrea în lucrare. Nu știam ce, nu știam cum va arăta viitorul, eram doar de 16 ani și un pic. Dar am ținut foarte clar minte episodul respectiv, pentru că m-a marcat pe viitor. Uitându-mă în urmă acum, pot să văd exact momente cheie în viața mea, în care Dumnezeu a fost acolo și a împlinit ceea ce a spus că va face în viața mea.
Și atunci pentru un băiat din biserică, hai să luăm cadrul ăsta, l-aș încuraja să se implice, să fie activ din punct de vedere al slujirii celorlalți. Bun, chiar dacă nu le știe pe toate, chiar dacă nu e expert, nu, să înceapă așa cu puținul care l-are. Să înceapă cu puțin și să se roage ca Dumnezeu să-i descopere o persoană care să poată să investească în el. Pentru mine, misionarul acesta a fost mentorul meu în anii respectivi. Da, și el tânăr, și el cu copii mici, și el cu o grămadă de probleme, provocări, ca oricare dintre noi, dar și-a făcut timp să investească în noi, și-a făcut timp să ne responsabilizeze, și-a făcut timp să vină și să spună, ok, este momentul ca tu să faci lucrul ăsta. Și ții minte foarte clar momente în care pentru mine au fost cele mai dificile. Să țin cateheza cu un grup de oameni care s-au întors de curând la Hristos. Dar a fost momentul în care Dumnezeu a spus, ok, vei face și asta pentru că eu îți voi da și puterea. Și te formezi slujind. M-am format în slujire. Pot să spun că am făcut și școală, am mers la dublă specializare, am făcut și teologie și asistență socială, pentru că am simțit din partea Dumnezeu chemarea că trebuie să lucrez cu oamenii. Nu știam exact dacă va fi pe linie de teologie sau pe linie de asistență socială, dar am știut că va trebui să merg în direcția asta. Și atunci am ales cursurile în sensul ăsta. Și tu, perioada liceului și cât ai slujit acolo, tu chiar le-ai făcut astea cu bucurie sau te-ai privat de bucurie că ai vrut să faci ceva pentru Domnul? Nu a fost niciun fel de, nu știu, tristețe sau... Mergeam cu cea mai mare bucurie în slujire. Pentru mine aia era, nu știu, lucru care mi-l doream să-l fac. Și poate părea ciudat, dar în anii de facultate, colegii mei mergeau la munte, mergeau în diferite excursii. Țin minte că de două ori am fost cu ei în 4 ani de facultate. Pentru că slujirea pentru mine începea joi și se termina duminică seara. Mergeam joi și îmi permitea și programul, dacă nu îmi permitea, rămâneam și vinerea la cursul, dar de obicei vinerea nu avea multe cursuri și atunci puteam să mergem în slujire. Eu, așa mă bucur să aud asta, că încerc să le explic unora, nici nu vreau să creadă că bravezi, dar știi, cu Domnul să răsplătească sau Domnul îți va răsplăti și de multe ori spun, măi, deja Dumnezeu m-a răsplătit, eu atâta bucurie am că sunt așa. În locul acesta, mai ales se întâmplă chestia asta unde te duci, în locuri, să zic, mai neînsemnate. Te duci la o bisericuță mică, te duci la un grup de oameni care ei consideră și spune, bă, au venit asta să piardă vremea cu noi. Bă, dacă era pierdut de vreme, eu nu veneam, că n-am venit de prost aici, adică mie chiar îmi place acolo, chiar mă bucur și zic, când vă va răsplăti Domnul, dar există bucuria aceea pe care eu cred că cei din lume nu au cum să o înțeleagă, din nefericire nu o înțeleg niciunii de ai noștri, dacă nu o trăiești. Că noi nu le facem asta doar cu povara aia, că iară trebuie să fac ceva pentru Dumnezeu, ci chiar ai o împlinire, o bucurie să investești în asta. Și dacă permiteți, aș vrea doar un cuvânt pentru părinți. Pentru noi a fost enorm de mare bucuria să mergem în slujire, dar sunt convins că pentru mama și tata a fost un sacrificiu. De obicei, duminica era masa pe care serveam împreună la prânz și anii aceia au fost anii care noi duminicile nu eram acasă. Ne plecam joi și ne întorceam duminică seara acasă. Și sunt convins că pentru ei au fost anii care au slujit alături de noi. Și atunci aș încuraja părinții să ofere un pic de cadru în care copiii lor, adolescenții lor, să se dezvolte. Da, este bun să te dezvolți și academic, să-ți faci temele, să mergi la o școală bună, să mergi și pe linia asta, dar... am văzut experiențe ale unor părinți care au mizat foarte mult pe academic și în momentul în care am încurajat copilul să meargă și în ceva slujire în cadrul bisericii, au spus, nu e momentul acum. Și cu tristețe, copiii respectivi acum nu sunt în biserică. Da. Și părinții plâng și se roagă pentru pocăința lor. Nu cred că doar cadrul respectiv l-a fi pocăit pe copilul respectiv, că Dumnezeu are harul lui mila lui și îndurarea lui. Doar că este un cadru în care putem să ne ferim în perioada adolescenței de multe alte provocări pe care societatea le are. Bun, eu mai zic așa când discut cu câte o fată care e tare îndurerată, cu a ajuns la nu știu ce vârstă și nu are prieteni și nu s-a măritat și... Și o întreb, fată, mai plângi câteodată așa? Păi mai plâng, păi de cât? O dată pe lună, o dată la 2 săptămâni, în fine, îmi dă răspuns să zic, auzi, mai bine o dată pe săptămână decât în fiecare zi. Acum, hai să zic că părinții tăi au suferit 4 ani ca să se bucure o viață și o veșnicie, da? Deci e în calcul și asta și până la urmă este bucuria. Dacă atunci îl oprești pe copil și tot îl pui în altă direcție, după ce l-ai pus pe o altă direcție, că vrei să ajungă în locul lui Daniel, știi, al doilea după împărat,
poate n-ajunge nici lângă împărat și nu mai ai nici în relația cu Dumnezeu. Deci se poate și un echilibru între ele, dar uneori este prețul copiilor și prețul părinților. Țin minte când spunea în timpul liceului o soră, eu am făcut la Iași, și îmi spunea cu bucurie, ne duceam noi acasă și veneau toți și mâncam la noi. Zice, noi săraci odată nu ne-am gândit la mama cele de la ăștia de mâncare. Noi cu bucurie am venit. Dar ce nici mama n-a comentat? Ne dădea ce putea. Adică nu ne gândim atât de mult la părinți. Părinții acceptă și ei, dar e bine. Și părinții îndură și copiii, dar când culegi roadele este frumos. Cum a fost nunta voastră? Jumătate zi cu soare, jumătate zi cu multă ploaie. Și a fost... Așa ne-am dorit să fie în afară. Au fost niște foișoare pe malul unui lac aici lângă București. Nu ne așteptam să plouă atât de mult, nu ne așteptam ca să fie și rece, dar a fost o nuntă frumoasă pentru că a fost nunta noastră. Corect, așa corect, este. Unică. Da. Și ce a venit după nuntă? Ce ați descoperit interesant după nuntă? Că înainte a fost bine, frumos, interesant, după nuntă ce ați descoperit? Opa! Ups! Gata, delete! Nu neapărat, da. Că suntem foarte diferiți și, evident, am locuit împreună, au început mici frecușuri. Micuțe. La un dat, da, micuțe. De ce e obișnuită, sigur, să am ordine în camera mea, nu mai era ordine în cameră. Adică te-ai trezit că nu erai singură în cameră. Nu, nu asta a fost problema, era ok să fie și altcineva dacă era curățenie. Nu, da. Curățenie în stilul tău. Ca să fim cinstiți, da, curățenie în stilul tău. Da. Că și ele erau ordonate în sensul lui, sigur, Hiroshima, da. Nagasaki, ce contează. Da, da, da. Nici chiar așa, exagerat. Și mici obiceiuri, sigur, venim din familii diferite, din contexte diferite și fiecare aveam tabieturile noastre. Vă așteptați la chestia asta? Eu nu, recunosc că nu și am avut discuții până și la masă. Dar de ce procedezi așa la masă? Că nu e ok. De ce nu e ok? Da. Adică cine a stabilit că nu e ok? Exact. Păi noi, hai să stabilim de acum. Păi, da. Au fost, să zicem, primul an cu destule provocări, mici provocări. Deci nu au fost provocări mari. Dar adică nu v-ați dat cu castroane în cap? Sub nicio formă. Da, nu. Da, încă nu. În 15 ani nu ne-am dat. Încă nu. E bun chestia asta. Încă nu. Îmi place. Este nădejde. Da. Dar... după acest an, deja lucrurile s-au liniștit. Ne-am făcut tabieturi la comun și sigur... Da, au fost niște... Adică cumva tu ai hotărât și el s-a adaptat, sau cum? Nu, de fapt a trebuit să ne șlefuim unul pe altul, că niciunul nu vream să cedăm. Da, am fost niște pietre un pic mai tari, am fost mai colțuroși și dacă înainte de nuntă renunțam poate un pic mai ușor de dragul celuilalt, pe urmă văzându-ne... cum se spune, cu șaiba pădești, da. Am zis că nu mai trebuie să... trebuie să le și impunem. Senzația care o am eu la mulți, că eu când făceam consiliere, știi, îi întrebam, spunem calități la el, da, da, nu, îmi spuneai tu. Și după ce discutam, ce-ți place la el tot, știi, îmi spune, la un moment dat ziceam, Oana, ce nu-ți place la el? Tu ai uitat că ai zis tot. Zic, nu lucruri mari, lucruri din astea mărunte, care după nuntă le rezolvi tu. Și atunci era șocul pentru unul și pentru cealaltă. Că ei n-au discutat niciodată chestia asta, tu ziceai, domnule, ăsta e băiat bun, e cu tare. Dar după nuntă punem noi pantofii la loc. În momentul în care te-ai măritat cu el, îți dai seama că el nu că uite. El intenționat îi pune așa, că așa e valoarea. Și acolo încep deja probleme. Și de multe ori sunt doi copii faini care se căsătoresc, dar în sufletul lor se gândesc puțin îl mai schimb pe celălalt. Și aici poate fi surpriza că celălalt vrea să fie schimbat sau nu vrea să fie schimbat. Da? Nu știu dacă am mers pe... Eu cel puțin nu am mers pe principiul ăsta. Înainte de căsătorie am studiat o carte, Pregătirea pentru căsătorie, și m-a ajutat pe mine foarte mult să înțeleg ce înseamnă căsnicie, pentru că eu aveam o altă perspectivă. Fiind în mediul neevanghelic, nu știam ce înseamnă familie, nu știam ce înseamnă să fii soț, soție. Pentru mine a fost iarăși un mare șoc supunerea. Cum adică să mă supun? Trăim în secolul 21. Ce înseamnă corect, supunerea? Corect, da, stăpâne?
Da, și dar tocmai pentru că viața mea a fost schimbată, am vrut și în domeniul ăsta să fac ceea ce Dumnezeu îmi cere. Tu chiar l-ai luat pe Dumnezeu în serios? Foarte serios. Interesant. Da, și ne-a ajutat cursul ăsta să înțelegem că după căsătorie lucrurile nu neapărat o să fie mai bine și nu o să ne schimbăm. Și atunci nu am avut așteptări din punctul ăsta de vedere, cât a fost dorința să ne lăsăm schimbați de Dumnezeu. De dragul lui și de dragul celuilalt. Super. Și copiii? Copiii. V-ați dorit copiii? Da. Au venit ușor cu probleme? Ne-am dorit, doar că dacă ați menționat de bază la început, noi ne-am gândit la un moment dat că la noi baza și-a sticat GPS-ul, s-a rătăcit. Am așteptat 6 ani până când Dumnezeu ne-a binecuvântat cu prima fetiță. Ați avut întrebări, frământări? De ce? Da, am avut ceva, gândindu-ne că sigur sunt ceva probleme de sănătate, dar am zis că atunci când Dumnezeu a avut planul lui, atunci el ne-a binecuvântat. Da, și a venit Carina, prima noastră fetiță. Ulterior a venit și Evelin, avem 2 fetițe, 9 ani și 6 ani. Domnul să le binecuvânteze. Și între ele un băiat? Între ele n-a venit niciun băiat. Deja mai 2 fetițe. 2 fetițe, da, avem. Bine, nu-i târziu nici acum pentru băiat. Da, mulți spun asta, doar că pentru noi primul copil a fost și oarecum prima experiență a credinței, testarea credinței, pentru că a fost o sarcină destul de grea pe care Oana a avut-o și a stat destul de mult prin spital, cu o problemă serioasă la rinichi, dureri cumplite, multe tratamente și nu știam cum va fi copilul. Eu nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu, câteodată fără să vrem jignim, dar mai spuneam câteodată copiii speciali se fac greu. Dar asta este. Și, dar mulțumim Dumnezeu, copilul a venit sănătos, Oana s-a refăcut bine și a fost așa primul nostru moment de, așa, de încercare a credinței, cum va acționa Dumnezeu în viitor. Și mulțumim Dumnezeu, după 9 ani ea este foarte bine, ne bucurăm de ea și super. De surioara ei. V-ați căsătorit, ați renunțat la slujire sau nu? Nu, eu m-am angajat după ce ne-am căsătorit, dar a fost o perioadă până a venit prima fetiță. A trebuit să mă angajez pentru că nu ne-am fi descurcat sigur cu un singur salariu, dar am continuat să slujesc după orele de muncă. În fiecare seară noi aveam câte ceva la biserică, fie cu tineretul, fie cu taberele, fie cu studii, adică nu era o seară în care să nu facem ceva, să nu slujim. Felix și în timpul zilei, eu doar seara după servicii. Și ce ați pierdut? Că puteați face și după servicii să-ți iei a doilea job, să ai bani mai mulți, să nu știu ce, să mai cumpărai un tricou în plus, o poșetă. Pentru mine slujirea a fost, dacă la început spuneam că m-am rugat pentru un soț care să slujească, am înțeles că și eu trebuie să fac acest sacrificiu de a-l ajuta în slujire. Și atunci a trebuit, pentru mine a fost un sacrificiu să merg la servici, dar era necesar. Și atunci am spus că ok, la slujire nu renunț, eventual îmi schimb jobul dacă nu-mi permite să și slujesc. A devenit obositor la un moment dat, a trebuit să triez un pic în ce mă implic eu personal, pentru că erau deja multe și nu făceam față datorită oboselii, dar nu am renunțat. Ba chiar când au venit copiii, atunci a trebuit să renunț pentru că trebuia să stau acasă, bebeluș mic. Pentru mine aia a fost o suferință în ce privește slujirea. Mă simțeam inutilă. Știam că sunt utilă, da, sigur, cresc un copil, un om, îl ajut să devină om. Și totuși nu fac nimica, sunt inactivă, nu pot, ce pot să fac? Și sigur, a fost o perioadă, cred că primul an, poate și al doilea, până a început să meargă și atunci ușor, ușor am început să mă reimplic. Acum, la primul copil, ești mai precaut, nu știi cum stau lucrurile foarte mult, de ei mai târziu cu tine în slujire. Noi am avut-o în prima, ei tabără la 3 luni, deci da. N-am renunțat la complet la slujire, chiar dacă au venit copiii. Din contră, am încercat să ne adaptăm noi. Deci înțeleg că voi ați continuat și continuați să investiți în primul rând în tineri, da? Da, asta a fost. Acum se leagă în mintea mea dacă alții au investit în voi și v-ați dat seama că totuși v-au ajutat și a fost bine, a fost frumos voi să continuați investiția. Da, este o chemare specială pe care Dumnezeu ne-a făcut-o să investim în direcția asta. În mod aparte la biserică am lucrat cu adolescenții și cu studenții și cu tinerii.
familii tinere, acum crescând și dezvoltându-ne și noi, luăm și alte responsabilități, dar da, în mod special cu tinerii. Deci se poate cumva și cu familie, și cu slujire, și cu copii. Se poate, sunt niște sacrificii pe care trebuie să ți le gândești și să ți le asumi în momentul în care pornești la drum în direcția asta. Da, menționați și dumneavoastră, în al doilea job sau un job mai bun, poți să faci multe alte lucruri, dar pentru noi a fost bun, dar clară... ce vreau să spun, că și acolo e sacrificiu. Corect. Deci corect. Nu există, eu asta încerc să atrag atenția fiecăruia, orice ai face sacrifici. Corect. Depinde ce sacrifici. Așa este. Și noi am ales să mergem în direcția asta, bucuroși fiind de modul în care Dumnezeu ne folosește. Pentru că la un moment dat, în timp ce m-ați rugat să transmit ceva băieților, mă gândeam că ar putea fi privit ca un clișeu de multe ori, ideea asta că să slujești în biserică. De ce? Pentru că o auzim des. Și slujire înseamnă și să spui un verset, și să citești un psalm. Și, dar când mă gândesc la slujire, mă gândesc la a renunța la ceva ce îți place și să faci ceva ce Hristos te cheamă să faci. De multe ori ne le facem pe toate că ne place. Dar cred că slujirea implică mai mult. Ne uităm la apostol, Domnul Iisus Hristos îi cheamă de la ceva ce ei făceau și le plăcea să facă și îi îndreaptă într-o altă direcție. Și eu cred că făceau bine. Da, erau profesioniști în ceea ce făceau. Erau experți. Și Domnul Iisus îi îndreaptă într-o altă direcție. Nu le-a fost ușor. Schimbul ăsta le-a fost cu siguranță destul de greu. De-aia slujirea poate că pentru unii înseamnă ok, va fi ușor să fac. Dar n-aș vrea să se transmită mesajul că e greu, e sacrificiu, cum menționați dumneavoastră. Ambele direcții implică sacrificii, doar că atunci când Domnul Iisus Hristos ne mântuiește, eu cred că ne oferă și un dat special să slujim, să slujim biserica și chemarea pe care El ne-o face, fie că suntem, nu știu, doctor, profesori sau ingineri sau aitiști, noi suntem chemați acolo unde suntem să reprezentăm pe Domnul Iisus Hristos. Deci fie că ești în cadrul unei biserici slujitor, fie că ești acolo, tu tot slujitor ești, doar că noi nu trebuie să pierdem din vedere mentalitatea da, asta. Eu atât de mult mi-aș dori, nu știu cum să reușim, să înțeleagă fiecare copil al lui Dumnezeu că este un slujitor, adică slujire nu înseamnă numai ce facem între pereți sau clasicul. Dumnezeu mă poate folosi în slujire într-un mod în care n-a folosit pe nimeni niciodată, pentru că așa alege El. Și slujirea cu sacrificiu. Acum, modelul slujirii noastre este Domnul Iisus Hristos. Dacă El se gândea la binele Lui și să nu facă sacrificii, rămâne acolo, nu venea la noi. Adică la El chiar vorbim de sacrificiu suprem, pentru că a venit să ne slujească. Da, mă rog lui Dumnezeu să avem tineri mai mult care slujesc, familii care slujesc, că până la urmă viața oricum trece, cu plusuri, cu minusuri. Și mie mi se pare așa că suntem prinși destul de mult de materialismul din jurul nostru și uneori stau și mă întreb care este diferența între o familie creștină și una necreștină sau una evanghelică, dacă avem aceleași valori, dacă alergăm după aceleași lucruri, dacă plângem pentru aceleași pierderi, dacă ne bucurăm de aceleași câștiguri, numai faptul că ne ducem în două localuri diferite și cântăm după cărți diferite, eu cred că diferența este în valorile care le avem, în prețul care îl plătim și Asta chiar vă felicit, mă bucur și să continuați acum, nu cumva. Ce vreau să vă spun este, sunteți tineri, să știți că se poate greși și la bătrânețe. Asta a fost constatarea mea neplăcută. Și le atrag atenția celor de vârsta mea sau zic, băi, uite, te uiți în Scriptură la tineri care au lucrat foarte frumos și au fost dăruiți lui Dumnezeu, au biruit în tinerețe victorii și la final, știi, la bătrânețe o dau cu stângul în dreptul. Deci eu chiar mă rog Dumnezeu să vă țin așa, să mai amplifice slujirea, să-i contaminați și pe alții și să le spuneți din propria voastră experiență. Vezi, când noi predicatorii le spunem ceva, ei zice că asta e teorie, că ăsta trebuie să-mi spună că asta e job-ul lui, e meseria lui. Și de multe ori ziceam, băi, nu știu cum mi-aș da demisia să-ți spun același lucru, să vezi că este vorba de o convingere, de realitate. Pe de altă parte, este bucuria că Dumnezeu chiar este prezent și experiențele cu Dumnezeu vin aici, în slujire, și greutăți, și lacrimi, și victorii. Dacă voi vreți să spuneți ceva celor care vă urmăresc, nu știu cine ne urmărește, bunicile, mamele, dar poate vă vine o idee să spuneți cuiva, să încurajați la dragoste, la fapte bune și o să le spun și eu ceva, mulțumindu-vă, o să le mulțumesc și voi. Te rog. M-aș adresa părinților acum. Dacă ne urmăriți și aveți copii, gândiți-vă la ei că sunt darul lui Dumnezeu pentru voi,
dar pentru o vreme. Și noi suntem chemați să investim în ei, arătându-L pe Hristos. Sunt multe lucruri pe care copiii noștri le pot face. Dar întotdeauna vor face ce ne-au văzut pe noi făcând. Și dacă pe noi ne vor vedea că unul vom deschide Scriptura și nu vom deschide doar ca ei să ne vadă și să ne urmărească, ci ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, o vor face și ei. Dacă ne vor vedea pe noi implicându-ne în ceva în biserică și făcând ceva cu bucurie pentru slava Domnului, o vor face și ei. Așadar, dragi părinți, nu obosiți în a vă implica în viețile copiilor voștri și ne rugăm cu toții ca Duhul lui Dumnezeu să îi cerceteze și să îi mântuiască. Amin. Mulțumim, Oana. Și eu merg în aceeași direcție și anume faptul că este cel mai important este ca copiii noștri să-L urmeze pe Hristos. Dincolo de un job foarte bine plătit sau o funcție foarte înaltă, cel mai important este să-L cunoască pe Hristos și de acolo va primi și călăuzire. Și noi asta ne dorim ca familie și asta încurajăm și pe cei din jurul nostru. Și eu sunt părinte și am trecut prin mai multe etape. Dumnezeu mi-a dat harul să rămân în viață, să trec prin mai multe etape. Știu că am avut împreună cu soția o listă de lucruri care am vrea să se întâmple în viața copilului nostru. Cam mare era lista, dar la un moment dat m-am gândit să sumarizez toată legea și profeții în două. Și am zis că ce-mi doresc în dreptul copiilor este să-L iubească pe Hristos și să-L slujească pe Hristos. N-am ales niciodată ce să-L slujească pe Hristos, pentru că nu sunt eu Dumnezeul lor să le traseze lucruri în viață. Mulțumirea, nu avem copii perfecți, că s-au născut din noi și i-am crescut noi, dar mulțumirea care o am înaintea lui Dumnezeu și chiar lor le mulțumesc cu satisfacție, că știu că și ei plătesc un preț, că îl iubesc pe Hristos și îl slujesc pe Hristos și sigur că Domnul va continua să lucreze în viața lor, să-i folosească. Cuvântul pentru părinți, o să spun și eu, uitați-vă la copiii voștri ca la adevărate valori. Să nu vă deranjeze faptul că sunt copii, să nu vă deranjeze faptul că sunt mai prăpădiți. Haideți să vă spun o chestie, vă mai rețin cu asta. Nu știu dacă în zona voastră se mai puneau și porecle la copii sau la familie. Noi ne cunoșteam mai mult după poreclă decât după numele de familie sau altceva. Dar vreau să vă spun că în Scriptură, într-o familie se nasc doi băieți. Nu știu cât de cuminți au fost. Atâta știu că satul le-a pus o denumire, fiii tunetului. Imaginați-vă când veneau ăia cu motocicleta pe stradă, ca să nu spun când se dedeau cu role. Adică eu văd numai avioane pe acolo, gâște, zburând, ce-o fi având evrei, veneau fiii tunetului. Ei, din câte mi-aduc eu aminte și mi-aduc aminte bine, fiii tunetului, devenind ucenicii Domnului Iisus Hristos, au devenit niște oameni extraordinar folosiți de Dumnezeu pentru binecuvântarea altora. Și dacă nu mă înșel, căutați-vă în Scriptură, nu cumva oare unul din fiii tunetului a devenit ucenicul iubirii. Nu mai știu exact, poate să caute ei, dacă unul din ăia cu tunetele a devenit unul al păcii, al iubirii, aproape de inima lui Hristos, să le scrie altora de iubirea lui Hristos. Deci, indiferent cum sunt copiii voștri, Dumnezeu a pus valori în ei, investiți în ei, nu este investiție prea multă, nu vă pierdeți niciodată nădejdea, ce semănați. Și dacă semănați cu lacrimi, sigur veți secera cu bucurie că Dumnezeu aduce răsplătirea. Pentru copiii care v-ați născut în familie de credincioși, fie povara asta cea mai mare, că mai trebuie să vă rugați, că mai trebuie să învățați un verset din Scriptură, că mai trebuie să mergeți la biserică, dar nu vă duceți doar pe mâna părinților. Căutați o relație personală cu Dumnezeu cât mai devreme în viață, fiți sinceri cu Domnul, predați-vă viața în mâna lui Dumnezeu pentru salvare și începeți slujirea cât mai devreme. Nu există tinerețe mai frumoasă, credeți-mă, decât să-L slujești pe Dumnezeu. Dar n-ai cum să mă crezi dacă nu experimentezi asta. Dar pune-te acolo pe genunchi și spui, Domne, m-au ținut ăștia aiurea aproape un ceas sau câte am ținut, moșul ăsta, îmi zice, cu slujirea din tinerețe, pentru că eu l-am slujit pe Dumnezeu din tinerețe și nu-mi pare rău și chiar am vrut ceva de la viață și dacă aș lua-o de la capăt, l-aș sluji poate mai mult, nu știu dacă se poate, dar l-aș sluji mai mult și dacă unii îl slujiți pe Dumnezeu. Chiar dacă vi se pare că răsplata nu vine când vreți voi și când vreți voi, ascultați-mă, Dumnezeu nu rămâne dator, nici măcar dacă l-ați rugat voi să rămână dator. Adică dacă te-ai plecat pe genunchi și ai spune, Doamne, te implor, nu-mi dau o răsplată dreaptă, Dumnezeu nu se poate schimba, oricum o să vină răsplătirea, că nu ți-o dă când vrei tu, că mai trebuie să aștepți, lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit.
Oana, Felix, mulțumesc tare mult că ați venit. Domnul să vă binecuvinteze pe voi, copiii. Și nu știu, poate într-o zi stau de vorbă cu copiii voștri să vedem ce au învățat ei de la voi, ce spun ei acum despre voi, că și voi ați spus despre părinți, da? Rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu, nu uitați, Dumnezeu ne binecuvintează să fim o binecuvântare pentru alții.